O să închei cu aceeași poveste care e Chiar Spiciu, tot ce poți să faci într-un story poți să faci într-o postare, nu tot ceea ce poți să faci într-o postare poți să faci într-un story. Mulțumesc! Iar debate-ul este despre idei, nu despre cei care susțin ideile. Este despre valoarea pe care o scoți din dezbaterea pe o tematică pusă pe masă. Mulțumim! Nu uitați de strategie. Cei care au strategie vor avea mult mai mari șanse să răzbată și să câștige în viață decât cei fără strategie. Indiferent că sunteți în business sau în viața personală, strategia e despre alegeri, depinde ce alegeri faceți. Mulțumesc! Și eu? Bun. Rămâneți la toare cu o intervenție, pare rău să continuăm corect. Și vreau să spun așa. A spus Ana Maria de la Garbi că influencerul pe care l-au recomandat, pe care nu vrea să poartă, îmi cer scuze, a recomandat postarea în feed versus stories. Și întrebarea mea, a noastră, este cât cerea pentru stories versus cât cerea pentru postare? Nu cumva făcea mai mulți bani din postare? Vă spunem un influencer. Răspuns după ce vedeți. Este foarte interesant. Chiar vreau să știu ce chestia asta. De ce crezi că făcea mai mulți bani din postare decât din stories? Haideți să vă spun cum gândim noi la Caroli această eficiență. Noi gândim la Caroli eficiență în funcție de un algoritm care se calculează între engagement. Engagement înseamnă likes, comments, share. Este o formulă care există o agenție pe piață care poate să calculeze acest lucru. Noi colaborăm cu ea, iar noi colaborările cu influencerii îi calculăm pe acest sentiment analysis pe care îl avem. Și practic, tot ceea ce faci, indiferent că faci în Facebook, postări ori în stories, pe mine mă interesează câți ochi mi-au văzut brandul și la câți oameni am ajuns și nu neapărat cât costă postarea. Nu judecăm niciodată postarea pe un cost pe postare sau un cost pe stories-ul. Totdeauna calculăm eficiența în funcție de câți oameni ai atins. Și aici, de exemplu, ce mă supără pe mine cel mai tare ca și brandul story-ul, mă supără faptul că nu pot să văd public, de exemplu, la un Facebook, la o postare, pot să văd exact câte like-uri, câte share-uri, câte comentarii are postarea, este la vedere, este o transparență. Și nu neapărat că nu avem încredere în influencer, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar în lumea Photoshop-ului, în loc de 5.000 de view-uri, dacă mi adaugă un 0 și văd 50.000 de view-uri, pentru că eu trebuie să cred influencerul pe ceea ce îmi trimite, pentru că nu pot să văd public ceea ce a scorat acel story-uri, atunci, în acest punct de vedere, prefer transparența, în care văd la o postare absolut tot ce se întâmplă, față de un story în care nu pot să văd ca și brand ceea ce a atins acel story. Și like-urile pe care le poți măsura pe Instagram, mi-am adus aminte de experimentul pe care îl face Instagram, să șteargă like-urile. 1. 2. Vreau să vă invit să ne urmăriți pe mine, pe Raisa și pe Georgiana pe Instagram, pentru că am făcut live posting prin Instagram Stories, pentru că am putut să ne folosim de, să ne ținem, e un nu comunitatea, dar ei comunitatea lor engage în real time, așa cum
cum, atât de natural și așa mișto cum ar trebui. Eu așa fi. Mulțumesc frumos, nu mai fac excepții niciodată, nici o să vedeți și tu. Peste tine microfonul, așa, te rog. Pe mine încă m-a surprins, Ana, că a spus că nu se uită la bugete, suntem aici două cliente, cred că știa că bugetul este totuși instrumentul nostru foarte important. De aceea, pentru noi brand-uri, este manageranță că avem Insta Stories, pentru că dacă ai un om talentat în house, faci Insta posting with no budget, which I do zi de zi, am crescut foarte mult comunitatea, pentru că un om, dacă vede un Insta Story mișto sau dai tag unui coleg sau vine cineva și te vizitează cu influență și îl tăguiești, dă like, nu, a venit, nu știu, Robin de la Robin de Berlin Snapper la cineva global world și dă follow. Deci, practic, poți să faci asta with no budget, pentru că bugetele sunt foarte, foarte importante și ultima idee, că poți pune link, ceea ce pe postul poți face. Este super, super tare treaba asta. Mulțumesc frumos!